Schimb de replici acide la ședința Parlamentului. Mărul discordiei a fost proiectul de lege prin care Republica Moldova ar urma să beneficieze de 150 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Banii ar urma să fie folosiți pentru a atenua efectele războiului din Ucraina asupra țării noastre. Acesta l-a făcut curios pe deputatul Șor Denis Ulanov, care s-a interesat care este legătura între invazia rusă în statul vecin și sprijinul acordat țării noastre. Spuneți-i foarte clar, alături este un război, unii mor oameni și un stat a invadat alt stat. Zeci de mii de oameni mor, refugiați milioane, căi logistice distruse, orașe blocate, întreprinderi care nu muncesc, legături economice oprite. Tot asta au impact, domnul deputat. Dumneavoastră, pe ce planetă trăiți? Domnul ministru, merge mai departe, că aici e bătaie de joc, pur și simplu. Așa a reacționat speakerul Igor Grosu atunci când deputatul Șor Denis Ulanov l-a luat la întrebări pe ministrul finanțelor. De la tribuna centrală, Dumitru Budeanski prezenta proiectul de lege pentru ratificarea memorandumului cu Uniunea Europeană. În document este indicat că Republica Moldova va primi asistență macrofinanciară pentru depășirea efectelor secundare ale războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Написано, что эта ассистенция макрофинансиара имеет своей целью реформы, индуменили приоритарии инклюзив реформы дин сектора энергетик, лупта импотрива коррупции, статул дедрепт, щеклиматул диафачель. Объясните, пожалуйста, взаимосвязь между первой и второй преамбулой. Deși ministrul finanțelor a vrut să răspundă la întrebare, speakerul Igor Grosu l-a împiedicat să o facă. Poți să-i răspund, domnul. Nu știi să răspunzi, dacă e bătaie de joc, îi provoacă. Господин председатель, пожалуйста, мы поговорим в другой раз. După mai bine de o oră de dezbateri, proiectul a fost aprobat în prima lectură. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene are două componente. Este vorba despre 30 de milioane de euro sub formă de grant și 120 de milioane de euro împrumut. Sumele vor fi disponibile timp de 2 ani și jumătate și vor fi debursate în 3 tranșe până în 2024.